Biblia zice, vindică, am primit de la Domnul ce v-am și dat. Am primit de la Domnul ce v-am și dat. Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost trădat, a luat pâine și după ce a dus mulțumiri, a frânt-o și a spus, luați, mâncați, acesta este trupul meu care este frânt pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea. Tot aste fel a luat și paharul după ce a mâncat, spunând, acest pahar este testamentul, adică alianță, cea nouă, în sângele meu. Faceți aceasta, ori de cât ori îl beți în amintirea mea. Findică, ori de cât ori mâncați din pâine aceasta și beți din acest pahar, arătați moartea Domnului până vine El. Amin? Atunci, ca să înțelegeți acest lucru, Sfântă Împărtășanie, care este semnificat? Ce înseamnă Sfântă Împărtășanie? Pentru ce este Sfântă Împărtășanie? Sfântă Împărtășanie nu este pentru vindecare. Sfântă Împărtășanie nu este pentru binecuvântarea familiei. Uitați-vă la mine. Sfântă Împărtășanie nu este pentru binecuvântarea numei, în viața dumneavoastră. Singurul scop al Sfintei Împărtășanii este ca dumneavoastră să aveți comuniune, să vă împărtășiți cu cine? Cu Dumnezeu. De aceea este Sfântă Împărtășanie. Amin? Și asta arată moartea Domnului Iisus, adică sacrificiul Lui în favoarea noastră. Când o persoană mănâncă din trupul Lui Iisus și bea din sângele Lui, este o amintire de ceea ce Iisus a făcut acolo pe cruce în favoare noastră, inclusive ajunge încurând Vinerea Mare, nu e așa? Și în Vinerea Mare, care e amintirea voastră? Care e amintirea noastră? Sacrificiul cui? Dar de fiecare dată, de fiecare oră în care participați la Sfânta Împărtășanie, tot trebuie să vă amintiți de ceea ce Iisus a făcut pe cruce în favoarea noastră. Amin? Atunci persoana când participă la Sfânta Împărtășanie, ea încheie un legământ cu cine? E ca și cum ea să spună lui Iisus, Doamne, așa cum Tu Te-ai oferit pentru mine în sacrificiu, și eu mă ofer pentru Tine. Eu sacrific și eu viața mea în favoarea Ta. Așa să fie. Vă duceți aminte când Domnul Iisus a zis, cine vrea să vină după mine, ce să facă? Să se lepte de sine, să-și ia crucea și să mă... Adică sacrificiu, sacrificiu, sacrificiu. A se lepăda de sine, ce înseamnă? Persoana care se leapta de ea însăși, de sinele ei, acea persoană, ce face? Sacrifică voința ei, voința cărnii, pentru a fi pe placul lui Dumnezeu. Atunci când o persoană participă la Sfânta Împărtășanie, ea face acest legământ cu Dumnezeu, Doamne, așa cum Tu Te-ai oferit pentru mine în sacrificiu și eu mă ofer pentru Tine tot ca un sacrificiu. Adică voi sacrifica voința mea, dorințele mele, în favoarea Ta, Doamne. Amin? Nu e ceva minunat? Da sau nu? Să aveți un legământ cu cine? Nu e așa într-o căsnicie? Sau nu este? Soțul promite să fie fidel pentru soția, pentru toată ce? Viață. Și soția promite să fie fidel pentru soțul, pentru toată? E un legământ.
E o aliança care nu poate să fie terminată, nu poate să fie desfințată. Amin? Când dumneavoastră veniți aici la biserică și dumneavoastră ziceți: părinte, eu vreau să-L slujesc pe Iisus. Foarte bine, dar asta nu poate fi doar din gură. Asta trebuie să fie cu fapte. Să renunțați zi de zi dorințele cărnii dumneavoastră pentru a face voința Cui. Carnea vrea să păcătuiască. Atunci persoana care încheie acest legământ cu Dumnezeu prin Sfânta Împărtășanie nu mai poate să trăiască în păcat. Noi suntem păcătoși. Noi suntem păcătoși, dar nu înseamnă că trebuie să trăim în păcat. Acea femeie care a fost iertată, Maria Magdalena, când a fost iertată de Domnul Iisus, Iisus a iertat-o, dar ce Iisus a zis? Du-te și nu mai păcătui. De ce? Pentru că degeaba persoana primește iertarea lui Iisus, dacă după ce pleacă de aici se întoarce la păcat. Părinte, și cum trebuie să mă schimb? Decizie. Decizie. Decizie de a vă schimba. Decizie de a fi o persoană diferită. Decizie de a asculta de cuvântul Lui, să nu mai fiți o persoană, să nu mai fiți o persoană dușmănioasă, să nu mai fiți o persoană invidioasă, o persoană rancunoasă, am o rancune împotriva cuiva. Iertați. E greu, e greu. E greu, e greu. Nu e ușor dumneavoastră să faceți voia Cui? Lui Dumnezeu, sau e ușor? Nu e ușor dumneavoastră să vă schimbați? Nu e ușor. Nu e ușor. Dar cine vrea să-L slujească pe cine? Pe Dumnezeu. Trebuie să fie dispus să se schimbe. Decizie. De aceea Sfânta Împărtășanie decizii. Amin? Dar mai spune, versetul 27. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta și bea paharul Domnului, în mod ce nedemn sau nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Amin? Atunci gândiți-vă cu mine, fiți atenți, uitați-vă la mine puțin. Aici la mine, vă rog. Doamnă, fiți atentă, vă rog. Când o persoană participă la Sfânta Împărtășanie într-un mod nedemn, ce înseamnă a fi un mod nedemn sau nevrednic? Este când o persoană mănâncă din trupul lui Iisus, bea din sângele Lui, dar nu lasă păcatul, nu vrea să se schimbe, nu vrea să abandoneze păcatul. Atunci această persoană participă la Sfânta Împărtășanie într-un mod nedemn. Va fi vinovat, uitați-vă la mine, ce va fi? Vinovat de trupul și sângele Domnului. Va fi, vreți să fiți vinovați de trupul și sângele Domnului, atunci grijă cu ceea ce faceți. Grijă. Noi vă vom servi, lasă acest gunoi ali. Gata. Noi vă vom servi Sfânta Împărtășanie. Vă vom servi, dar trebuie să fie o decizie. Să faceți o juruință cu Dumnezeu, un jurământ. Dumnezeu, începând de astăzi, eu mă voi schimba. Începând de astăzi, eu voi abandona toate păcatele. Ah, și un detaliu care am uitat. Când dumneavoastră scoateți gunoi, ce faceți cu coșul? Sau lăsați mizeria acolo? Soția mea spală. Eu nu știu dumneavoastră. Spalați. Atunci înțelegeți de ce botezul în apă. Exemplu. Ca să înțelegeți dintr-o dată. Exemplu. Un bebeluș. La ce miroase? La gunoiul sau la ceva plăcut? Mirose plăcut? Un bebeluș? Da sau nu? E curat?
L-a curat miroasă, da sau nu? Pentru că e curat, e un bebeluș. Dar eu vă întreb, acel bebeluș a crescut și acum e un bărbat. Câte păcate el deja le-a practicat? Câte greșeli, câte păcate au fost? O grămadă. Atunci, acum în vârstă care este mai mare, el trebuie să ia decizie să se boteze în apă. Pentru că botezul în apă ce face? Spală viața omului de toate ce? Păcatele sau de tot gunoi. Cine a înțeles? E greu să înțelegeți? Amin? De aceea, un bebeluș nu trebuie să se boteze pentru că e curat. Nu are păcat. E curat fizic și curat spiritual. Dar acel bebeluș care a crescut și acum e un bărbat sau femeie, s-a maturizat, el pe parcursul vieții, cu siguranță s-a păcătuit. Acum, el trebuie să se căiască și să ceară iertare cui? Și să se boteze dacă nu e botezat. Atunci vine acea apă, ne? Acum știți perioada aceasta, vă plecați puțin cu ghilion și vă botezăm. Atunci persoana își oferă viața cui? Și se spală de toate ce? Păcatele. Cine a înțeles? Ați să înțeles, da sau nu? Asta înseamnă botezul. Noi vom participa la Sfânta Împărtășanie, dar profitați să vă umiliți, să cereți iertare lui Dumnezeu. Profitați să coborăți la nivelul în care trebuie să vă coborăți spiritual și să vă umiliți în fața lui Dumnezeu. Doamne, iartă-mă, eu sunt un păcătos.